Ce senzație vă face sau ce sentimente vă trezește situația în care se află astăzi Traian Băsescu? Cu toată familia, cu toată... Nu mă bucur, dar nici nu vreau să dau sentimentul că regret lucrurile astea. Există probabil un alt tip de justiție, cum spuneam la un moment dat, căreia ne supunem cu toții, plătim pentru diverse lucruri, iar Traian Băsescu are o mulțime de lucruri pentru care să plătească. Pare rău de familia lui, dar mai ales că ne-am cunoscut, am stat împreună în același bloc o vreme. Chiar pe același palier? Nu. Nu? Eu stăteam la unul, el stătea la parter, la etajul 1. Și veți nu înseamnă că stătea da. Ușa nu știu. Și sigur îmi pare rău pentru familia lui, dar pentru el, cum să spun, n-a știut, cred că n-a știut să fructifice șansa pe care a avut-o, aceea că eu n-am contestat alegerile în 2004, putea foarte bine să găsească o cale de a colabora neapărat, de a lăsa ca lucrurile să meargă totuși într-o relație netensionată. El a creat însă, sub influența Mânicăi Macovei, un mecanism care a distrus o mare parte din elita politică, dar și din elita economică. Cu asta suntem de acord, da. Dar dumneavoastră, cred că ați, nu știu dacă ați spus-o vreodată, dar sunteți victima directă a lui Traian Băsescu? Adică el a decis soarta dumneavoastră? Aveți convingerea asta? El este cel care a determinat lucrurile astea, dar cu anumite instrumente care au fost în mod categoric Daniel Morar, apoi dintre judecători este deci Ionuț Matei, unul dintre ei, ultimul. Deci au fost oameni care au fost puși de către el să conducă completele, așa numitele complete ale morții, completele, de fapt, completele în care deciziile erau cunoscute de la început. Iar vicepreședintele și președintele în alte curți sunt numiți direct de către, da, de către președinte. Deci de Băsescu. El i-a numit pe Livia Stanciu, spre exemplu, a chemat-o de la Galați, birou, au băut o cafea împreună și așa a apărut prima mea condamnare în 2012. Da? Deci... trecut. Este... nu pot să-l rescriu. Dacă aș fi Putin, probabil că ar trebui să caut niște soluții, să ard o parte dintre dosare, să-i caut pe cei care au dat decizii. Nu. Eu cred deci că... nu sunteți mânat de ideea de răzbunare zilele acestea? Eu cred că ar însemna să mă consum inutil. Așa prefer să îmi trăiesc viața cu o familie foarte frumoasă, cu proiecte foarte frumoase. Iată, săptămâna viitoare organizez o mare conferință internațională în legătură cu Titulescu la Atene Palas. Pe 16 octombrie merg la Chișinău, unde inaugurez o statuie a lui Titulescu. Este un simbol, până la urmă, de unitate, folosind, până la urmă, un simbol artistic. Și după 4 ani de luptă cu birocrația din România și de la Chișinău, am reușit să fac acest lucru. Tot felul de publicații, diverse activități, inclusiv la fundație. Am o mulțime, cursurile pe care, iată, le-am reînceput la universitate. Toate lucrurile astea îmi dau satisfacții. Scriu din când în când pe blog, pe Facebook. Am văzut că sunteți foarte activ. Da. Știți, nici nu știu dacă ați simțit când a trecut timpul, dar am stat aproape o oră în plus față de cât am agreat. Da. Eu mi-am lămurit din chestiuni. Aș mai aveam tot așa din trecutul dumneavoastră, care a rămas până în prezent, dar e contestată de guvernările care au tot venit, neimpozitarea IT-știlor. E o măsură luată de dumneavoastră.
Și acum, de când sunt liberalii în frunte cu Ludovic Orban, după aia cu Cățu și cu domnul Ciucă, tot se insistă pe ideea că ar trebui eliminată această măsură, că deja a produs efectele bune scontate și nu mai are rost să fie menținut. Și nu mai e nevoie de IT-ști. Care oricum votează cu dreapta, ceea ce oricum este un paradox românesc. Eu sunt adeptul unui guvern strong, puternic. Iar guvernul ce face? Se uită pe masă și vede diferite segmente, zone. Are câteva instrumente, Unul dintre instrumente este taxarea, impozitarea. Și poate să joace aceste lucruri încurajând anumite segmente sau descurajând anumite segmente. Nu știu, pentru țigări, de exemplu, le descurajez punând impozite, taxe mai mari. Pentru, în zona IT-ului, eu am gândit în felul următor. Dacă ajutăm IT-știi eliminând impozitarea pentru ei, ei vor rămâne în România și vor lucra pe niște platforme largi, iar aceste platforme, dacă rămân în România, activitatea lor, ca entitate juridică, poate să fie impozitată. Și sumele pe care le plătesc aceste firme compensează pierderile la nivelul IT-știlor. Pentru că altfel IT-știi pleacă la tot felul de... pleacă în străinătate, pleacă în alte părți. Ori, eu așa gândesc. Guvernul trebuie să decidă. Dom'le, așa vreau. Asta vreau acum. Vreau să dezvolt industria de videochat. Da, domne, nu îi mai pun impozite pentru videochat. Și atunci am o largă acțiune externă ca să influențez lumea. Pentru IT, la fel am gândit. Asta trebuie să facă guvernul. Vreau să ajută un anumit segment, ori acum nu se mai întâmplă nimic. Să fie toți la egalitate. Să-i tâmpenie. Guvernul nu poate să gândească în felul ăsta.